Noroiul până la glezne, cel cu care erau obișnuiți locuitorii din cartierul Walter Mărăcina, nu este deja de domeniul trecutului. Aceștia beneficiază acum de rețeaua de alimentare cu gaze, canalizare, iar circulația se desfășoară în cele mai bune condiții. Alea Baladei, de exemplu, a fost complet modernizată, iar în acest moment constructorii preconizează finalul lucrărilor în mai puțin de o săptămână. Ne apropiem cu pași reștiți de finalizare. Înțeleg că mai avem doar pe Baladei accese la proprietăți. Semnele de circulație, înțeleg că ați început să le punem, și regulă, doar marcajele. Au rămas marcajele și ce a mai rămas din parapetul. Văd că lucrați la el. Săptămâna asta va fi finalizat. A fost rău. Tot cartierul am făcut, să știți. Baladei, și Walter Mărăcineanu, strada principală, dar a mers și în dreapta, peste Jarului, pe Cibinul. Da, sunt străzi, cartiere nou formate și am investit și acolo. Oamenii la fel așteptau ca și noastră. Cartierul Walter Mărăcinanu a fost în plin proces de modernizare pe parcursul anului trecut. Acum locuitorii beneficiază deja de mai multe facilități, alimentare cu gaze, canalizare, trotuare amenajate, dar cel mai important, asfalt proaspăt. Pe Alea Baladei, de exemplu, lucrările se apropie de final. Mai lipsesc în acest moment semnele de circulație, marcaje și accesele la proprietăți. Pe strada Baladei s-a lucrat la infrastructură, începând de la balast, piatră, s-a băgat conducta de gaze, s-a făcut canalizare. Am ajuns la stratul de binder, s-a turnat stratul de binder, acum se mai lucrează la accese de proprietăți, care nu au fost prinse în proiectul inițial și cu ajutorul primăriei a făcut un efort primăria și a suplimentat pentru acces la proprietăți. Mai avem de făcut marcajele și 100 de metri de parapet metalic, după care urmează recepția lucrării. Locuitorii din această zonă sunt mai mult decât încântați de lucrările de reabilitare, astfel încât neplăcerile cauzate de gropile de asfalt, dar și de noroi, au devenit deja o amintire. Eu stau de vreo 20 de ani aici. Socri au stat. Dar strada asta a fost tot un nămol, tot o... Acum s-a făcut, oricum se cunoaște, se cunoaște mâna unui conducător de primărie. Mulțumim domnului primar Marius Creciu și tuturor colaboratorilor dumnealui pentru grija și implicarea directă a dânsului permanent. S-a zbătut ca și noi, cei din strada Aleea Baladei, să avem asfalt, să avem condiții extraordinar de bune, așa cum le vedeți și dumneavoastră. Aici era un pământ foarte rău, nu se putea circula, era un pământ de oale, un pământ galben. Prin grija purtată de domnul primar, care s-a implicat permanent asupra noastră și s-a implicat ca un adevărat gospodar, ca un adevărat om cu suflet, care a venit și a supervizat lucrările permanent. Primarul Marius Creciu a fost din nou prezent pe șantier pentru a verifica lucrările. De asemenea, a fost singurul edil al municipiului din perioada post-decembristă care a acordat atenție maximă și locuitorilor din cartierele mărginașe din orașul nostru, cetățeni care plătesc aceleași taxe ca și restul severinenilor. Suntem la final, aproape maxim o săptămână, îmi spune constructorul că mai avem de lucru. La momentul acesta discutăm doar despre marcaje și semnele de circulație. Sunt lucruri ușoare, mărunte, dar străzile în momentul acesta au gaze. Acolo unde n-au avut canalizare am făcut. Iar asfaltul, după cum vedeți și dumneavoastră, este foarte bun. Dau prilejul celor mai așa, mai cu viteza în sânge, să meargă cu viteză mare pe aceste străzi. E și un lucru bun, dar în același timp o să punem și niște cocoașe de acelea să reducem viteza. Important este că această investiție destul de mare este finalizată. Trebuie să înțeleagă cei care mai avem, să zic așa, anumite străduțe, alei nefinalizate, pentru că n-au fost prinse pe acest proiect. De ce? Nu ne-au aparținut nouă, n-au aparținut primăriei și am fost obligați
să facem demersurile necesare, să treacă întâi în proprietatea noastră și anul acesta, acolo unde nu au fost în proprietatea noastră și le-am luat noi, o să începem să lucrăm la ele. Dar străzile cele mai mari, cele mai importante, cele prinse pe proiect, sunt gata. Vă spun sincer, sunt mândru de acest proiect, pentru că tot cartierul dincolo de Walter Mărăcineanu, cum spun și oamenii, era un cartier al nimănui, cu Walter Mărăcineanu ca și stradă aproape impracticabilă din cauza gropilor și a problemelor, și celelalte erau efectiv pline de noroi, fără niciun fel de utilitate. În momentul acesta chiar pot să spun, repet, că sunt mândru de ceea ce am făcut și de acest cartier. La fel ca și restul locuitorilor, severinenii în această zonă a orașului beneficiază de toate utilitățile și facilitățile urbanistice de care este nevoie într-un oraș modern.